ai marii sinagogii și un om care conducea sinagoga din locul acela, determinat de o problemă care a apărut în familia lui, s-a prezentat înaintea lui Iisus și l-a rugat să vină de urgență în casa lui, să vină în familia lui și face o afirmație și spune că fetița mea trage să moară. Fetița mea este grav bolnavă. Și îl roagă pe Domnul Iisus să meargă cu el împreună în casa lui. Era ultima lui șansă, era ultima lui speranță și a pus ultima lui nădejde în Fiul lui Dumnezeu. Și cuvântul spune că Iisus a plecat cu omul acesta, s-a îndreptat către casa lui. Probabil că Iair s-a gândit, este un lucru extraordinar și în inima lui probabil că a început să salte de bucurie împreună cu ceilalți și a mai regăsit o scânteie acolo, că Iisus Hristos merge cu el. Dar să fim atenți la text. Apare acea femeie din versetul 25 încolo, apare acea femeie cu probleme. Tot cu probleme. Apare o piedică în calea lui. Nu știu ce a fost în inima lui Iair în momentul acela. Pentru că urgența era la el acasă. Era un notfall, putem să-i spunem așa în doi. Urgența lui lasă ca Iisus să ajungă în casa lui. Dar apare acea femeie. Apare acel obstacol în calea lui. Și este foarte interesant. Sunt trei obstacole care apar în textul acesta. De fiecare dată Iair n-a vociferat. De fiecare dată Iair a știut să stea în banca lui. De fiecare dată Iair a știut să intre în cugetul lui și să aștepte în continuare ca Iisus să ajungă la el acasă. Obstacolul acesta n-a fost un obstacol ca să-l împiedice și un obstacol care să-l doboare pe el din punct de vedere psihic, spiritual, putem spune. Nu, nu, nu. Domnul Iisus Hristos face un lucru prin acest obstacol care apare în calea lui. Vrea să îi consolideze credința. Vrea să îi întărească credința. Pentru că Iisus Hristos, oprindu-se din mulțime și femeia aceea venind înaintea lui și făcând o minune, Iair înțelege un lucru. Și vede un lucru. Pentru ca să putem merge în continuare, pentru ca să putem să ajungem în veșnicie, avem nevoie de consolidarea credinței. Avem nevoie să vedem ceva. Spunea fratele de dimineață, am văzut cu ochii mei cum omul s-a ridicat din cărucior. Ai văzut vreodată în viața ta minunile lui Hristos? Ai văzut vreodată în viața ta cum Iisus Hristos s-a atins de cineva? Ai văzut pe Iisus Hristos în viața ta, în familia ta? Aici avem un tată care a venit înaintea lui. Avem pe fratele Bobeică. Avem datoria de tați să venim când apar probleme înaintea lui Iisus. Suntem primii care trebuie să luăm atitudine. Ești primul, fratele meu drag, care trebuie să ia atitudine când apar probleme în familie. De orice natură sunt. El a avut acest curaj și a lăsat toată demnitatea. Nu a fost ușor pentru un fruntaș al sinagogii să lase totul deoparte și să vină în fața lui Iisus. Nu, nu, nu. A fost defăimare și a fost multe, multe alte lucruri acolo la mijloc. Dar a lăsat totul deoparte. Pentru că a știut ce are acasă. A știut că urgența lui este acasă și a dorit ca familia lui să vadă mântuirea lui Dumnezeu. De aceea, haideți să rugăm pe Dumnezeu în seara aceasta să ne întărească credința. Cu toții avem nevoie de întărirea credinței. Și să rugăm pe El să ne facă să vedem minunile lui Dumnezeu. Este nevoie. Este nevoie pentru că imediat după aceea apare un alt obstacol. Vin prietenii. În versetul 35 spune că pe când vorbea El, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fica ta a murit, pentru ce mai super neînvățătorul. Nu știu cum a reacționat omul acela, dar una este cert. N-a scos niciun cuvânt. Dar probabil că s-a gândit în inima lui, că s-a dus orice speranță. Prietenii lui cei mai apropiați, probabil, cei care erau din sinagogă, care mergeau cu el la închinare, care cântau împreună, vin și spun, nu mai este nicio șansă. Adică, prietenii mei să fie un obstacol în drumul meu spre mântuire, în drumul meu cu Iisus. Se poate, se prea poate. De aceea, Iisus Hristos vine și îi spune, nu te teme, crede numai. Rămâi statornic, rămâi tare lângă mine. Nu te teme. Nu te teme de ce spune cel din stânga și din dreapta. Tu doar crede numai. De aceea v-am spus că este nevoie să ne rugăm pentru credința noastră. Este nevoie să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne facă să rămânem statornici. Ca apoi să vedem minunea lui Dumnezeu. Slăviți și binecuvântați să-i fie numele.
Dar în seara aceasta, haideți să ne rugăm pentru această familie, să ne ridicăm în picioare.